Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum atât țineam să vă povestesc o întâmplare de zilele trecute pe care am trăit-o pe la mine, pe la blog, cu o doamnă cu un BMW. Așa. Ce mă întorc acasă. Să nu se crede că avem ceva. A, nu, n-are legătură cu marca, nu. Simpatizăm foarte mult șoferii. Nu, dar întâmplarea face. Toți șoferii, așa. Da. Eram în spatele blocului la mine, acolo sunt parcate mașini la bordură la 90 de grade, da? Deci nu în spic. Între două mașini de-astea parcate, o doamnă cu un BMW de-a curmezișul drumului încerca să iasă ghidată de o colegă. Să iasă dintre încerca două mașini? Încerca să plece de acolo, da. Așa. N-avea loc să întoarcă sau ce? În spate? E, loc era. Dânsa era începătoare, deci era pusă fix de-a curmezișul drumului, între mașinile parcate, da? Și practic dădea înainte și înapoi preț de vreun metru, foarte încet, practic virând la maximum 5 grade. Dar de ce? Nu știu. Dar stai. Deci ea era practic era paralelă cu celelalte mașini. Da. Și de ce nu se ducea până în spate de tot? Dădea în mașină, mă, n-auzi că era, dar curmezișul drumului e... A, e de era dat cu spatele în altă mașină, de dădea spate, cu spatele încet de tot. Am înțeles. Formă hâț, dădea în față încet de tot. Și tot așa. Da. Voia, era clar că voia să iasă pe stradă, nu? Și o altă doamnă a încercat să o ghideze și era exasperată. Și eu m-am oprit și am stat un minut, două, trei, a făcut de vreo 6 ori față-spate, așa? Sărac. Și am vrut să plec. Și pe urmă zic, hai mă, că e urât, zic că săraca nu are cum clar să iasă din situația asta. Știe, da. Și am lăsat geamul și am strigat-o pe doamna care o ghida. Zic, vreți să o ajut? Vreți să, da. Eu să Ali? Iasă de acolo? Zice, dacă vreți, vă rog din suflet. Deci ai fost un sexist nenorocit care n-ai încredere în doamne. Nu, am fost doamne. Un bun samaritan. Așa ar interpreta, știi, o feministă. Adică te-ai băgat tu să faci mansplaining acolo, să te dai mare că ești bărbat și dânsa nu știe să conducă. Da. Și m-am dat jos. Și a zis, te rog din suflet să mă ajut, nu? M-am dat jos din mașină, m-am dus la doamna la geam, mi-am bătut, a deschis geamul și zic, dacă vreți, o scot eu de aici și plecați dumneavoastră. În drumul dumneavoastră. Și plecăm toți. Și ea entuziasmată a zis, vai, vă mulțumesc din suflet. Și a luat poșeta de pe scaunul din dreapta. Așa. Ăsta e un gest pe care nu mi-l explic. N-am avut încredere în tine, a? Și a luat poșeta și s-a dat jos din mașină. Ai înțeles? Și mașina a plecat. Eu am rămas... Era automată. Era automată și a lăsat-o în drive. A plecat și a făcut vai. Două mașini... Pilaf. Pilaf le-a zgâriat. Două mașini... Nu mă! Le-a hârșit. A intrat într-un Fiat, a intrat în colț. În colțul din dreapta spate. Și l-a împins la târât până s-a înfipt într-un Ford parcat lângă ăla. Să ai mașină puternică. S-au făcut așa burduf, știi? Borborică. Și s-a oprit după aia. Și tu ai stat și te-ai uitat. Eu n-aveam ce să fac, că totul s-a petrecut în câteva secunde. Da. Și a zis, aoleu, ce s-a întâmplat? Zice, cred că s-a blocat schimbătorul. Mașina veche, second. Da. În ce se blochează? Zic, nu știu ce s-a blocat, zic, dai nenorocire. Zic, mamă, eu eram, a căzut cerul pe mine. Zic, da. Cine m-a pus? A dat cu spatele, a rămas numărul, de vorbă, BMW-ul ăla vechi, bun. N-a pățit absolut nimic, doar avea numărul de matriculare înfipt în bara Fiatului. Și deci a zis, și eu ce fac cineva? Acum? Ce zic ce să vă zic, asigurare avem. Am! Dar s-a luminat la față, știi? Adică, gen, băi, am problemele mele, dar asigurare am. Asigurare, da. Eram pregătită. Scriu în geam, mamă, și le-a făcut niște afișe pe A4, așa scrise cu roz. Mori. Îmi pare rău. Le-a lăsat numerele de telefon. Da. Da, deci ideea a fost că... Dar tu ai plecat ușor, așa, ai zis, vă mulțumesc, stați că am puțin treabă. Mă duc cu ceva de la mașină și nu te mai întors? Am ajutat-o să o parcheze, m-am urcat și am parcat-o undeva, că rămăsese... Se îmbuteia și pe ai scris și tu la bilețele? Nu m-am băgat. Da. I-am dat ultimele sfaturi cum să fac cu asigurarea. Ai șters amprentele tale după aia de acolo? Dar știi că mă gândeam după aia. Zic, ia să vezi, zic că poate zic fetele... A venit un domn să mă ajute, să-am fipt, a parcat și a plecat. Ce făceam? Păi, serios. Da. Pentru că, doamnele, te caută acum, te și găsesc că ai povestit. Da. Ați ajutat vreodată pe cineva, ați vrut să ajutați și ați dat în încurcături? Adică dacă ați făcut-o pe aia cu facerea de bine, știți? Da, 0372069599. Dacă aveți vreo poveste asemănătoare sau vreun moment în care... intențiile voastre bune s-au transformat în necaz pentru alții.
Și nu cum v-ați simțit? Cu mașini, cu orice. Cu orice, ai vrut să ajungi pe unul și mai rău i-ai făcut. Eu sigur am făcut, dar cred că, știi, memoria mea s-a închis la asta. Am reprimat asta toate mașinile. Am ajutat, dar n-am stricat, adică am avut grijă. N-ai stricat, a? Nu, am ajutat, am mai schimbat o roată dacă m-am... 0372069599 și dacă vreți mesaje audio, mai pe scurt așa, 0728 3132. Mesaje audio pe WhatsApp. Vă așteptăm. Am văzut că au venit mesaje care spun că dacă sunt trei mașini implicate în povestea ta, ar fi trebuit chemată poliția. Da, deci le-am încurcat pe fete și acolo. Serios? Da, așa spun oamenii. Nu știu dacă e adevărat, probabil că da. Păi nu e clară situația, că sunt prea multe mesaje ca să nu fie așa. Deci că dacă sunt implicate trei autoturisme într-un accident, sunt julituri. Trebuie chemat, indiferent, trebuie chemată poliția. Aoleu. N-am știut-o. Uite, mai aflăm lucruri. Apropo de întâmplări unde ați vrut să faceți bine și s-a întâmplat rău, ne scrie cineva, Dan, ne scrie, un fost coleg, șofer de camion, a luat la ocazie o doamnă în vârstă. I-a fost milă că plouă afară și a luat-o cu el. Așa. La coborârea din camion, doamna a alunecat și și-a rupt un picior. A trebuit să aștepte venirea ambulanței, mă rog, înțeleg că... Da, mă, astea sunt cele mai nasoare, vrei să... Da. Să faci o faptă bună și... și nu-ți iese. Hai să încercăm să vorbim cu Gabriel. Bună dimineața, Gabriel! Bună dimineața, dragilor! Salut! Gabriel, sunt din Galați. Haideți să vă povestesc ceva comic. Ia! Într-o dimineață ies eu câinele pașnic ca să fie prietenie și să aibă și el momentul lui de dimineață. Da. Mergând prin spatele blocului, ops, apare o domniță coborând în grabă, urcând într-o mașină așa de statură mică, cum îi spunea scuțitoare, o benzinară, mașina perpendiculară cu fața la bloc, în spatele ei o bordură, trotuarul. Nu încep să vă fac să vă imaginați cum era așezată mașina. Și pornește drăguța de ea și dă în spate, în spate, încercând să facă manevre, oarecum trebuia să vireze stânga-dreapta în spate ca să poată să iasă oarecum de acolo, coboară cu ambele roți, evident. La un moment dat se oprește mașina și începe să auzea în tot cartierul. Încerca să urce din nou bordura, ambele roți din spate jos. Da. De pe bordură. M-am făcut înțeles până aici? Da. Bun. Accelerează, să urce din nou bordura, să vireze oarecum, să iasă din trei mașinile care erau pe lângă ea. Ei, face treaba asta de una, două, trei, patru, cinci ori. Eu, ca și colegul tău, bun samaritean, las câinele legat de copac lângă și zic, vă supărați, încerc, pot să vă ajut să... zice, da... Ar fi excelent, ar fi grozav, mă grăbesc. Bun, haide să scurtez. Ia iar să ambreiaj. Îmi dă, mă rog, își ia geanta, la fel n-am înțeles nici eu. Da, mă, doamnele, își iau geanta, n-ai cum. Așa? Și a luat geanta de pe scaunul din dreapta. Eu urc, ea când coboară și aruncă un ochi așa împrejurul mașinii, ce stați, cred că reușesc, acum m-am făcut o imagine, dă-te jos. Eu cobor din nou, îmi dă mie geanta, urcă ea. Era ca în filmele, ca și cu caragiale. Urcă ea din nou. Reușește să facă două, trei manevre, iau și eu câinele călătra la mine, eu rămân cu câinele și cu geanta în mână. Ce? Pleacă. Și rămân cu geanta și cu câinele la o părăuță. S-a întors? Nu. A luat cu geanta? Da. Pentru totdeauna? Și ce? Ce culoare, ce nuanță avea rujul? Ce să fac în cazul ăsta? Ți-a prins bine? Cornesc prin geanta femeii ca să aflu unde e adresa, cum să fac să urc, cine știe ce o să zic, i-am furat, mă vedeam și legat, da, și eu și câinele de copac până vine poliția de la secție. Ei, nu credeți că până la urma urmei am reușit și am ajuns geanta la ea undeva seara, că nu, n-am reușit. Ce foarte reușit. Tare! Bravo! Super. Mulțumim tare mult pentru povestea ta! Vă salut, dragilor! Am avut acum vreo 2-3 săptămâni să ajută o domnită pe centra Bucureștiului cu tot așa, cu o mașină cu B, să schimbe o roată pe fața, pe partea din față, făcuse pană, săraca nu știa cum să pună cricul. M-am oferit, am început lucrarea, când am ajuns la al 5-lea prezon, am rugat-o să-mi dea antifortul. Ea s-a uitat așa la mine și foarte, foarte ofuscat, așa. Trebuia eu să fac lucrarea asta. Ce antifurt, domne? Pune, domne, mă învârte acolo, că se desface. Am rămas așa puțin surprins, am chemat-o lângă mine, i-am dat coarba și i-am spus, zic, așteptați-mă 2 secunde, că am eu unul în mașină.
m-am urcat la volan și credeți-mă că m-am dus tare. Și dacă doamna ascultă, acum vreau să-mi cer scuze că am fugit ca un nemernic. Zic, bună, vă doresc. Autodenunț. Am început lucrarea. Viorel, bună dimineața! Neața, Vior! Bună dimineața! Povestea mea nu este cu o mașină și e puțin mai tristă în sensul ăsta. Era un, era perioada a doua de COVID, undeva prin octombrie, la sfârșitul 2020, și am ajuns la un bancomat, unde, fiind în apropierea unei piețe, era multă coadă. Este la coadă, în fața mea a fost lăsat, să zic așa, să intre un domn într-un scaun cu rotile. Eu știu, vine prin oraș, nu ceșește, pur și simplu este și scund de înălțime și într-un scaun scund. Și dorea să pună niște bani. Îi ajungea efectiv capul sus, cam unde sunt tastele. Și am zis, pot să vă ajut? Și a spus, da, vă rog frumos, trebuie să trimit banii la cineva. Zic, este în regulă. Am zis, nu poate să fie ceva complicat. Am ajuns la bancomat, deschid, îi pun în fantă, îmi refuză vreo jumătate din ei. Zic, ce fac mai departe? Se uită la mine, păi știi ce trebuie să faci? Dă-i mai departe. Păi zic, mai departe. Am dat enter, au intrat, zic, au intrat. Zic, vă dau banii ăștia înapoi. Nu, trebuie să dai mai departe ca să mai bagi banii. Zic, domnule, da, bun, mai încerc o dată, mai pun o dată, mai pun banii, mai dau enter, până la urmă mi-a pe toți. Zic, da, acum, uite, poftiți chitanța. Ce, n-ai înțeles că trebuie să-i trimit undeva? Cum adică undeva? Au uitat în cont. Păi ce trebuie să-i scoateți atunci? Zice, nu, trebuie să-i trimit la cineva și este urgent. Te rog frumos, ajută-mă. Zic, dar nu mai pot să zic că au uitat în cont, sunt bancă. Zic, eu mă grăbesc, trebuie să plec, știți, am ceva treabă. Vreau să vă spun că domnul respectiv s-a uitat așa foarte mirat la mine și a trebuit să deschidă ușa acolo și să se roage de paznic ca să-l lasă înăuntru, să poată să scoată bani, de fapt să-i trimita, pentru că era un bancomat din ala care trimita la o anumită factură. M-a văzut vreo 2 sau 3 zile mai târziu, noi toți așa cu masca pe figură și mi-a zâmbit, așa da masca jos și mi-a zâmbit și mi-a zis, zice, mi-ai făcut-o în ziua, zice, toată ziua am umblat ca să scop banii din bancă. Asta este. Îmi pare rău. Și gândiți-vă că sunt inginer, deci e groaznic. Da. Ca să o lămurim că au venit acum alte mesaje, că nu trebuie chemată poliția în caz că sunt implicate 3 mașini, trebuie mers la poliție. Ok. Probabil că au rezolvat-o cumva, da. Doamnelor. Mulțumim pentru mesaje și pentru telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.